Este un artist talentat și mereu cu zâmbetul pe buze, în fața fanilor. Însă, dincolo de lumina reflectoarelor, cântărețul Nicușor Micșoniu ascunde o dramă cu tremurătoare. Chiar dacă eu leșinam din bătaie pe care mi-o dădea cu Cureaua, el continua să dea. Mă lovea și cu catarama peste față. Eram scos la ușă, în pielea goală, să mă vadă toți vecinii. De fiecare dată când se gândește la aceste lucruri, parcă simte durere. Îl doare parcă tot trupul, dar și mai tare îl doare sufletul. Pentru că drama despre care Nicușor a hotărât să vorbească pentru prima dată are legătură cu părinții lui. Mai exact, tânărul artist susține că ar fi hărțuit de părinții lui. Comportamentul lor este abuziv, așa cum a fost întotdeauna. Pe 27 iunie au aflat, nu știu de unde, nici nu mă interesează oricum, au aflat unde stau. Iar în acea zi, părinții ar fi venit la poarta lui ca să-i facă scandal, acuză Nicușor. Au venit efectiv peste mine ca eu să se execut. Să execut tot ceea ce zic ei și ceea ce... Că dacă nu, urmează blesteme și urmează și nu știu ce. Au venit la poartă, camerele au filmat, au început să facă fotografii pe aici, băgam mâna pe după gard să facă, începeau pe ei să vocifereze și ca să evit o situație neplăcută, bineînțeles că am sunat la poliție. Și a venit poliția și le-a spus foarte clar: domnule, asta e situația, nu aveți voie să stați aici. În primul rând e proprietate privată. Și asta cumva i-a mai temperat. Cine știe cu ce gânduri veniseră. După ce au plecat de aici, abuzurile au continuat. Însă coșmarul lui Nicușor ar fi început cu mult timp în urmă, acuză artistul cu inima ruptă în bucăți. Să înțelegem că abuzurile din copilărie atât de mult au afectat, încât și în viața de adult ai simțit că trebuie să-ți respingi părinții. Da, sunt abuzurile care au început din copilărie. Abuz era atunci când făceam, de exemplu, ceva... O prostie pe care o fac copiii. Eram scos la ușă, în pielea goală, să mă vadă toți vecinii. Și nu îmi dădea drumul mama mea să intru în casă până nu mă vedeau toți vecinii. Adică mă țineau un timp destul de lung acolo. Cam cât? Nu știu, putea să mă țină și câteva ore. În copilărie, de exemplu, nu aveam voie să fac baie decât o singură dată pe săptămână. Și efectiv trebuia să merg așa la școală. Și acolo, bineînțeles, erau colegii care, cum este într-un colectiv, îmi ziceau că sunt împuțit. Tatăl meu a fost bețiv, a băut toată viața și vine acasă și o bătea pe mama, o bătea efectiv în fața noastră, nu mai conta că noi suntem acolo sau nu suntem. În clasele primare 1-4, tatăl meu mă bătea atât de rău și fiind și beat, încât eu efectiv nu mai puteam să mă ridic de jos, leșinam. Și el, chiar dacă eu leșinam din bătaia pe care mi-o dădea cu Cureaua, el continua să dea și eu nu mai eram conștient, să zic așa, și mă lovea și cu catarama peste față și eram negru din cap până în picioare. Astea erau niște abuzuri destul de grave. De fiecare dată când venea acasă tatăl meu, mama trebuia să iasă pe scări, să țipe, să urle, toată scara știa și noi trebuia să așteptăm până când, nu știu, se ascundea, mama mea fugea, nu știu pe unde fugea, sau să se ascundea prin dulapuri. Se încadrează în tipologia părinților toxici. Adică părinții care își abuzează efectiv copiii. Când s-au oprit toate aceste abuzuri, cum le spui tu? Le-am oprit eu acum 3 ani de zile. Ei aveau tendința și asta au făcut de fapt să intre în viața mea și să-mi coordoneze viața. Și dacă eu nu le răspundeam, nu știu, comenzilor lor, abuzurilor pe care le făceau asupra mea, atunci se întorceau împotriva mea. Fie făceau în așa fel încât să vină peste mine și dacă nu eram de acord cu ei, mă denigrau. Și acum 3 ani de zile, efectiv, nu le-am mai răspuns. Și ruptura asta, când o faci, efectiv, e ca și cum ți-ai tăia o mână. Și chiar dacă le-ar fi interzis să-l mai caute, părinții lui se pare că ar fi făcut exact contrariul. Eu am primit în continuare, în cei 3 ani de zile, mesaje de la părinții mei, prin care fie mă denigrau, fie mă blestemau, fie îmi zicea maica mea că se duce la nu știu ce biserică și pune acatist, să nu știu ce să se întâmple cu mine. Mama mea joacă dublu rol. Fie este victimă, fie este agresor. Despre drama tânărului artist voi discuta cu invitatele mele de astăzi, Mara Bănică și Adriana Bahmuțeanu. Bine ați revenit! Bine, bună ziua! Acum alături de noi vine cântărețul Nicușor Micșoniu, cel pe care l-ați auzit mai devreme vorbind atât de afectat de relația pe care o are cu părinții, așa că haideți să-l cunoaștem și noi sau să-l vedem aici în plato pe Nicușor Micșoniu.
Bună ziua! Bună seara! Bine ai venit, Cucușor! Bună ziua! Da. Te rog să iei loc! N-avem voie acum din cauza... Nu pot să mă abțin când văd așa fete frumoase? E, Nicușor, m-aș bucura tare mult și îți spun sincer că eu iubesc folclorul și iubesc artiștii de muzică populară. M-aș fi bucurat tare mult ca tu să fii aici în emisiunea noastră cu o cu totul altă stare de spirit, să fii îmbrăcat în costum popular, să încingem o horă, o sârbă ca la Severin, să vorbim despre lucrurile frumoase, eventual să ne spui că, nu știu, urmează să ne dai vreo veste mare despre tine și viața ta. Încolo, de fapt, te cunosc în acest context deloc fericit, presupun, pentru tine. Da, apropo de asta, să știi că da, am imprimat un album și urmează să vin în fața admiratorilor de folclor. Un album care zic eu că va pătrunde acolo în sufletele românilor, pentru că din sufletul nostru de artist sosește. Iar sub acest aspect, chiar într-adevăr este un lucru despre care n-aș fi vrut să vorbesc. De fapt, asta și-am făcut. Atâția ani, de fapt, n-am vorbit și am acceptat abuzurile până acum 3 ani. Acum 3 ani, de fapt 4 ani, că de 3 ani n-am mai vorbit, dar de acum 4 ani de zile eu m-am trezit. Ce înseamnă trezirea asta? Odată poți să-mi spui de la început, așa, să o luăm un pic cu copilăria ta, unde ați crescut? Înțeleg că tu mai ai o soră? Da. Mai ai o soră. Cum a fost viața voastră în câțiva termeni? Când ai început tu să simți că, nu știu, traumele pe care le trăiești alături de părinții tăi încep să devină insuportabile până te-ai trezit, așa cum spui tu? De fapt, eu n-am conștientizat, că de asta voiam să vă zic, până acum 4 ani de zile. Și este mentalitatea asta la noi, la români, adică atunci când ai și tu o părere sau vrei să spui ceva sau se întâmplă să ai și tu niște dorințe, la un moment dat părinții tăi nu ți le acceptă, te minimalizează și efectiv în momentul acela tu încetezi să mai vorbești. Pentru că erau foarte des folosite formulele ou nu face pe găină. Sau vezi că te găsesc eu toți... Eu te-am făcut, eu te omor. Eu te-am făcut, eu te omor. Adică cumva... Mi-am dat seama acum 4 ani de zile când Dumnezeu, de fapt l-am descoperit pentru și l-am primit în viața mea pentru un context, când Dumnezeu a pătruns în viața mea, mi-am dat seama ce înseamnă smerenia și rugăciunea. Și mai mult decât atât, prin Dumnezeu am descoperit că Dumnezeu înseamnă conștientizare. Și am conștientizat ce se întâmpla cu mine în momentul de față. La ce vârstă asta? Că e important să știe telespectatorul că nu mai ai 25 de ani, e aproape 40. Acum 37, vezi că mai am la 40. 37, mă rog, da, ești acolo, adică până la 33 de ani să stai să zică, mama, ce să faci, să te exact. Calci în picioare. 33 ca Iisus. 33, da, ca Alexandru Macedon și Iisus, așa. Exact, da. Și vârstă spirituală acolo. Da. Exact, exact. Și ce s-a întâmplat, de fapt? Eu, în momentul acela, am conștientizat ce se întâmplă în viața mea. Pentru că, să vă spun sincer, atunci când sunt astfel de comportamente ale părinților, viața ta este tulburată întru totul. Adică și profesional, și personal, în tot ceea ce faci Dar tu. Hai să le luăm un pic mai aplicat, ca să înțeleagă lumea. Bun, hai să zicem că atât cât ai stat în casa părinților tăi și ai depins de banii lor, când aveai locuința ta și erai minor și te țineau în școală și te ajutau poate și în plan artistic cu bani, vrând nevrând acceptai anumite lucruri. În momentul în care ai venit pe picioarele tale, nu mai erai deja un băiețel, erai un bărbat în toată firea, poate aveai și tu o iubită pe care ei poate nu ți-au acceptat-o, aveai deja un bănuț al tău pentru că tu câștigi și poți să mergi la un eveniment la care să câștigi. Cum de totuși ei erau cei care te traumatizau pe tine? Deși tu, bărbat major, pe banii tăi, în casa ta, poate cu o iubită a ta... Ce se întâmplă? Cum anume, practic, simțeai că ei te traumatizează și că sunt toxici? Ce se întâmplă? Eu de mic fiind, am conștientizat traseul pe care trebuie să-l urmez. Și cumva tot ce se întâmpla în familie și în casă m-a făcut pe mine mult mai puternic și am zis că așa nu. Așa nu voi face niciodată. Am fost foarte responsabil de mic în așa fel încât să nu fie prea mari pretenții financiare, pentru că ei nu m-au ajutat cu bani. Au fost oameni simpli, am înțeles situația și așa mai departe. Și atunci... Am încercat eu să mă descurc singur și asta am și făcut. Spune-ne, te rog, exact ce-ți făceau. Dom'le, vreau să mă îmbrac în verde. Nu e bine că eu vreau să te îmbraci în albastru? Adică la ce mod era posesivitatea, toxicitatea? Hainele pe care le cumpăram trebuiau să fie cum ziceau ei. Adică totul trebuia să fie exact cum dictau ei. Nu aveai posibilitatea deci să alegi. Deci era la impunere. Ți impuneau, practic, cum exact, să te îmbraci, ce să faci. Înțeleg că și când ai început să cânti, i-au sunat pe colegii de braslă și le-au spus că tu nu ești ok. Și asta s-a întâmplat când am conștientizat eu acum 4 ani de zile.
Și atunci ce s-a întâmplat? Ei în momentul respectiv au simțit că eu vreau să-mi câștig independența, ceea ce era... Și nu au vrut să te lase. Și nu au vrut să mă las efectiv. Și în momentul respectiv, când au simțit că eu vreau să fiu independent, că oarecum vreau să-mi văd de viața mea fără ca ei să mai fie implicați în tot ceea ce mă reprezintă, pentru că asta s-a întâmplat de fapt, ei s-au implicat în tot ceea ce mă reprezintă. Că nu vorbeau cu mine personal, vorbeau cu, să zic, cu fosta din relație, cu mama fostei. Tot timpul ei interveneau, deci te băgau peste tot. Ei interveneau în așa fel încât pe tine să te afecteze și să te influențeze în tot ceea ce... Dar tu ai stat până la 33 de ani cu ei în casă? Nu, eu am plecat. Când? La ce vârstă? Gândiți-vă că plecarea mea a fost una subtilă. Adică ei n-au înțeles niciun moment că eu am plecat de acolo. Dar, deci tu stăteai cu ei în casă până atunci, dormeai cu ei în casă? În același apartament sau în aceeași casă? În același apartament până la vârsta de 23-24 de ani, când prima dată, efectiv, am hotărât să plec. Și care a fost conjunctura? Eu sunt cadru didactic, sunt învățător. Și atunci, în momentul respectiv, le-am zis că postul de învățător este undeva departe, la 60 de kilometri. Și asta a fost, de fapt, a fost primul meu moment în care eu am plecat din, din mediul familial. Și cum au reacționat? Și nu și-au dat seama, pentru că eu, de asta vă zic că eu am acceptat până acum 4 ani de zile, le-am acceptat toate intervențiile și toate abuzurile lor, pentru că ce înseamnă abuz? Înseamnă că trebuia să le faci pe plac. Deci dacă îi spuneau că trebuie să faci așa, așa trebuia să faci. Probabil în realizările lor ca părinți, există părinți care vor să-și pună ceea ce n-au realizat ei pe umerii copiilor, dar poate copiii nu și-aleg treaba asta. Aici e o situație... Dar ce sunt șocat așa, iartă-mă, e că eu îl cunosc de 10 ani de zile. Am petrecut foarte multe seri de, mă rog, divertisment la un post mic de televiziune cu el și cu Serghei. Vă jur că am râs cu lacrimi, pentru că e un om foarte haios și foarte vesel și foarte pontos, n-aș fi bănuit niciodată în viața mea că ascunde așa ceva. Eu astăzi am avut. Pentru că nici n-am vrut. Adică este o problemă pe... Vă spun sincer că nu... Adică nu-ți face plăcere să vorbești de subiectul ăsta. Tu fiind și persoană publică și fiind în această breaslă a artiștilor, nu voiai să fii văzut prin prisma unui scandal cu părinții tăi. Și ai acoperit totul. Și cred că nimeni n-ar face asta. Da. Și mai este chestia cealaltă. Pentru că eu, acum 3 ani de zile, am încercat un an de zile să am o comunicare cu ei. Să-i fac să mă înțeleagă. Dar de fiecare dată eu eram minimalizat. Adică părerea mea nu conta. Dar ce spuneau? Că nu ești în stare, că nu ești bun, că nu ești în stare să câștigi, adică că nu ai talent. Tot timpul, orice făceam eu, deci orice argument, orice se întâmpla cu mine, ei minimalizau. Ei, lasă că nu știu ce. Poate mai și umileau. Mă mai și umileau. Ia spune-ne, până când te-ai rupt tu de ei, până acum 3-4 ani, ei au continuat să se certe, să se bată, cum făceau când erai tu copil? Nu, aceste evenimente au încetat la un moment dat, ei între ei nu s-au mai, adică n-au mai fost agresiuni și cumva au reușit să se înțeleagă de când am plecat noi de acasă, într-un fel. Tu și sora ta. Dar după aceea și-au mutat toată atenția lor a fost mutată pe noi. Dar sora ta? Cred că da, nu mai știu. Dar ultima dată da. Dar sora ta și ea este la fel de traumatizată ca tine? Și da, n-aș vrea să vorbesc de sora mea, pentru că ea cumva, ce să vă zic, și-a câștigat libertatea și se bucură de ceea ce trăiește. Și... În străinătate de menționat. A plecat în străinătate. Și eu sunt foarte mulțumit că ea a reușit să facă asta. Ea e mai mare decât tine? Este mai mică. Și ea e căsătorită? Nu este căsătorită. Nu. Dar tu, uite, te întreb, are legătură cu faptul că tu la 37 de ani încă n-ai copii, nu ai familie, nu te-am întrebat, dar presupun că nu ai. Nu am, are nu. Legătură oare cu ceea ce ai trăit acasă și cu faptul că ei nu ți-au dat libertate și încredere în tine? Exact asta am descoperit în cei 3 ani de zile, de când nu mai vorbesc cu ei și am încetat să le mai zic, efectiv, nicio vorbă nu le-am mai zis. Nicio virgulă. Dar se băgau în relațiile tale, îți spuneau? Păi de asta vă spun că ei tot timpul nu se băgau neapărat fățiș. O făceau cu oamenii din jur. Prin învăluire, așa. Prin învăluire. A încercat și să intervină așa, dar nu au reușit. Cumva eu impusesem niște limite, dar nu până la capăt. Că de asta vă spun că un an de zile am încercat să comunic cu ei și să-i fac să înțeleagă situația. Nu s-a putut. Și nu s-a putut pentru că... Și ce au înțeles când tu le-ai spus de fapt că vrei să te rupi de ei și că nu mai... Dar nu le-am spus că vreau să mă rup de ei. A, pur și simplu nu le-ai mai... Când, acum 4 ani sau când? Da. Da. Deci începând cu acei 3 ani de zile, efectiv i-am spus că iert pentru tot ceea ce au făcut, pentru că acum 4 ani de zile mi s-a întâmplat un lucru fascinant. V-am spus, am descoperit pe Dumnezeu și am descoperit puterea spovedaniei, împărtășanii și vreau să-i mulțumesc foarte mult duhovnicului meu, părintelui Casian de la Mănăstirea Țigănești. Nu cred așa. Da, exact. Părintele Casian? Părintele Casian, da. Nu cred. Păi acolo m-am dus eu la Mănăstirea Țigănești. Este ce se întâmplă acolo. Să mă rog pentru copii, că nu puteam face niciunul. Și între timp, după cum vedeți, nu mă mai opresc. Deci la Mănăstirea Țigănești, că tot întreba cineva unde a fost. Eu nu cred că tu îmi
spui pe cuvânt? Deci când am fost la părintele Castian, totul s-a clarificat. Deci dintr-o dată totul a fost clar și am știut ce trebuie să fac. Am înțeles. Și din momentul respectiv ce am făcut? Am mers mai departe, am mers la psihologi, am citit foarte mult dezvoltare personală și mi-am dat seama de fapt ce se întâmplă cu părinții mei și de ce fac asta. Dar zile pe înțelesul tuturor. Ce se întâmplă cu părinții tăi? Tu n-ai putut să-ți faci o viață personală, o familie, o iubită. Uite, să ai copii, pentru că ei s-au băgat foarte mult. Știi de ce? Știi de ce? Pentru că tipologia aceasta de mamă că am descoperit, nu pot să zic exact ce am descoperit cu subiect și predicat, dar tipologia aceasta de mamă nu suportă ca altcineva să fie stăpânul copilului. Da, asta este ideea. Înțelegeți? Dacă vine cineva, e o amenințare. Am înțeles. Pe mine mă miră faptul că nu ești singur la părinți, deci mai ai o soră, deci sunteți doi, și o fată și un băiat. Adică nu trebuia să căpușeze pe tine fiind singurul lor copil și să te... E o chestie aici, copilul de aur. Aha, aha. Tot timpul copilul de aur ce înseamnă? Stai cântăreț? Nu. Sau e vreo metaforă? Copilul de aur este vorba de psihologie. Da, m-am prins. Copilul de aur, în general, este copilul care are de suferit mai mult mai târziu. Am înțeles. După ce se dezvoltă... Dar și tu n-ai rupt, că dacă părinții nu sunt în stare, mama, să rupă acel cordon umbilical, trebuie să fie copilul cel care, în momentul în care... Asta am făcut cu 3 ani. Asta a făcut el, dar din păcate lucrurile nu sunt în regulă în familia lor. Noi când ne-am întâlnit și am discutat despre lucrul ăsta, îmi spunea că ar simți nevoia să aibă o relație normală cu părinții, să discute cu ei, să le spună tot ce are pe suflet, dar nu are unde să se ducă, părinții nu vor să-l asculte. El de câte ori ar vrea să se descarce, să le spună câte ceva, părinții încep cu reproșuri, cu amenințări, cu tot felul de acte de violență, așa cum erau obișnuiți când el era mic și când a suferit foarte multe abuzuri, din păcate. Eu îl respect pentru că, uite, a reușit să se descurce singur pe picioarele lui. E un om foarte corect, un om cerebral. Urmează copii, ceea ce e foarte important. Și urmează o familie adevărată. Adică este învățător, vă dați seama care destine pe mână și e important. Dar dacă tatăl este un abuzator, un alcoolic, un violent, un agresor, așa cum spui tu că era, mă așteptam, pentru că am mai avut astfel de cazuri, ca mama să fie cea care își apără puii, care îl nu divorțează și acceptă toate aceste abuzuri, zice de dragul copiilor. Știți că asta e explicația foarte multă. Da. Accept de dragul copiilor, dar nu mă așteptam să fie ea la rândul ei o agresoare. Păi s-au aliat unul cu celălalt, pentru că acum au rămas în casa, în cuib gol, da? Copiii au plecat, ei s-au trezit într-un cuib gol, s-au aliat, dar aruncă săgeți împotriva copiilor. Pentru că în momentul de față sunt singuri, efectiv, bunicii nu mai sunt și tot timpul simt nevoia să aibă o posesiune. Ceva în posesiune și nemai având posesiunea, probabil că ei nu se simt din ce am citit și din ce am vorbit ai cu psihologi. Ai făcut terapie, spunem sincer, că ai un ori ai citit foarte am multe citit cărți, foarte mult. Ori ai făcut terapie, că ai și un vocabular specific. Am vorbit cu foarte mulți psihologi, într-adevăr, și am citit foarte mult dezvoltare personală și mi-am dat seama că asta trebuie să facem fiecare dintre noi. Deci, efectiv, dintr-o dată, simți că ai o inteligență pe care n-ai avut-o în momentul respectiv. Dar povestește momentul ăsta. Tu te-ai mutat, părinții nu știau unde stai, că mie asta mi s-a părut fascinant pe hol. Deci, timp de și au aflat, le-a spus cineva unde locuiește. Și ce au făcut părinții tăi? Timp de 3 ani de zile, din punctul ăsta de vedere, am avut liniște, pentru că ei nu au știut exact unde locuiesc eu. Până le-a spus cineva. Nu unde locuiesc părinții tăi? Acum, unde locuiesc ei? Într-Obeta Turnul Severin. Tu te-ai mutat aici în București. M-am mutat de vreo 10 ani de zile. Aha. Și de 3 ani de zile nu mai știu nimic de tine. Nimic când au absolut. Aflat că te-ai mutat nu știu unde. Au aflat, știau că mă apucasem să fac ceva și apoi, aflând de adresă, efectiv a venit peste mine. Tot așa cu vorbă fără rea, să mă anunțe. Tot cu scandal? Deci, nu m-au anunțat, nu au spus nimic. Și la un moment dat ce s-a întâmplat? Pe centură, undeva aproape de mine, că de asta zic, Dumnezeu lucrează și lucrează exact cum trebuie dacă ești împreună cu El. La un moment dat, aproape de mine, la vreo 15 km, s-a defectat mașina. Și ăsta a fost semnul în care ei au putut să-mi dea mie un semn că au rămas în pană, vină o mamă dragă și ajută-ne. Că noi suntem lângă tine. Nu ți-e milă de părinții tăi și așa mai departe. După ce au văzut că nu funcționează această strategie pe care mama mea o aplica în mod constat de victimă, a trecut în partea cealaltă. Ei, dacă nu vii, îți spun pentru ultima dată, iau mașină. Deci iau o mașină la ocazie și vin peste tine acasă. Și a venit? Și a venit acasă, dar nu credeam. Adică totuși mă gândeam totuși că nu... Și cum s-au purtat? Adevărat. Deci au venit și au zis să ies afară, că dacă nu ies afară, o să vadă toți vecinii ce copil rău sunt eu. O să zică toți și o să mă arate cu degetul ce copil rău sunt eu.
Adică să-l facă de rușine în cartier. Da. Exact, și da. Ce a ieșit? A ieșit un scandal? A ieșit tu afară? Nu, ieșit. Nu pentru că eu am avut grijă să nu se întâmple asta. Chem întâmple. Poliția automat. E clar. Tu ai chemat poliția atunci, da? Am chemat poliția, dar nu... Adică nu în, și ei ți-au aruncat cu ouă și cu insecte. Nu, nu în stilul ăsta de a face scandal. În casă. Adică a venit seama? Poliția frumos, le-a spus, domnule, e proprietate privată, n-aveți voie și nu știu ce. Aha. Și ouăle alea de unde le aveau pe care le-au aruncat? Și apoi, la final, că, având camere, am văzut o chestie despre care auzisem. Îmi pare rău că nici nu trebuie să spun așa ceva. Adică a aruncat cu niște chestii prin poartă. Spune-mi, care a fost cel mai greu moment din copilăria ta vis-a-vis de aceste traume, din toate pe care tu ți le aduci aminte? Cel mai greu moment din copilăria mea a fost atunci când tatăl meu, în clasele primare, mă bătea foarte rău. Adică... Avea vreun motiv sau pentru că venea băut acasă? Sincer, nu cred că avea un motiv. Că îmi zicea, când, de exemplu, când îl întrebam, de ce m-ai bătut așa, de ce ai fost așa? Păi dacă nu te băteam eu acolo așa, tu nu ajungeai mare. Tu nu învățai. A, deci acum e invers. Ai ajuns mare din cauza, datorită tratamentelor exact. Lor. Exact. Adică bătaia respectivă, că de asta vă spun, de fiecare dată, fiecare comportament pe care ei îl aveau într-un moment, era justificat pentru ei. Dar la polul opus pot să te întreb și eu care cel mai fericit moment al copilăriei? Cel mai fericit moment al copilăriei mele este atunci când mergeam la țară în vacanțe. Adică, și... la adică nu cu ei, ci la nu bunici. Nu cu ei, da. Mergeam și cumva eram singuri acolo. Pentru că, exact ce vă spuneam, eu am descoperit în cei 3 ani de zile de unde a venit această problemă, de fapt. Și ei, la rândul lor, au fost abuzați de părinților. Și părinților îi băteau? Și părinților, da. Adică părinții lui maică-mea. Bunicii la care tu te duceai în vacanțe și care se potoliseră, nu mai erau agresivi? Ei în continuare controlau copiii, dar erau bunici din partea lui maică-mea. Aha. În partea cealaltă, la taică-mea, rămăsese doar bunica. Bunica murise în 1988. Și bunica își vedea de treabă, ei n-a fost, a fost o femeie cu minte, își vedea cum erau muncile la țară să supraviețuiască și așa mai departe. În schimb, bunicii lui maică-mea n-a făcut altceva decât să continue abuzul și după ce au fost ei adulți. Că de asta vă spun că am înțeles foarte multe lucruri. Și tu spui că s-a perpetuat acest model văzut exact. În casă ca pe o normalitate. Exact. Și asta e normalitatea pe care eu o văd de fapt. E bine că tu ai reușit să rupi acest fir, pentru că dacă, Doamne ferește, nu-l rupeai, tu la rândul tău puteai fi un tată abuzator pentru copiii tăi. Am avut tendința asta. Deci până acum 4 ani de zile, când m-am trezit efectiv și mi-am dat seama... Ce a însemnat trezire? A însemnat că am văzut eu la mine care este problema în primul rând și am acționat și... În momentul acela mi-au trecut prin față toate greșelile pe care le-am făcut și toți oamenii față de care am greșit. Da, dar creștinește că spui că l-ai descoperit pe Dumnezeu, este una dintre porunci legate de părinți. Da. Trebuie să ierți este. Și trebuie să fii în continuare smerit. Da, am zis eu că lui. Nu iert, tocmai asta le-am zis în mod frecvent. Vă iert pentru tot ceea ce faceți și pentru tot ce ați făcut. Dar ei nici asta nu acceptă, adică ei nu acceptă exact. Nici măcar iertarea de la el. Din păcate. De când au fost ei la tine și până astăzi, tu n-ai mai vorbit niciodată cu ei? Timp de 3 ani de zile, nu. Și dacă ei acum te văd la televizor, ce crezi că spun? Tocmai de asta mă bucur că sunt aici, pentru că în momentul de față, aici, pe teren neutru, mă pot face auzit. Înțelegeți? Deci dar eu nu m-am putut face auzit. Dar încasează ei treaba asta de la tine? Ei care sunt în patul lor acasă, ori te văd, ori au anunțat toți vecinii, vedeți că e Nicu la acces direct, și ei dau acum drumul la televizor. Crezi că îi vei înrăi sau îi vei domoli? Deci eu mă bucur în primul rând că pot să fiu ascultat. În momentul de față ei nu pot să... Ei nu pot să mă oprească pe mine. Ei n-au replică. Da, n-au cum să-ți dea replica acum. Tu spui că n-ai fi putut să spui toate astea dacă mama sau tatăl tău erau aici. Dacă eram în fața lor, ar fi început să-i vorbească foarte urât.